Bun venit tuturor la un nou episod de Apologia. De această dată, aș dori să răspund unui clip pe care îl puteți găsi pe canalul de YouTube Calea spre Mântuire, în care părintele, profesorul, nu știu exact dumnealui, cel care argumentează ce funcție anume ocupă în catedră sau în Biserica Ortodoxă, dumnealui argumentează faptul că Biblia Cordinescu este greșită și, în felul acesta, afectează Mariologia, doctrina despre Maica Domnului. Și veți vedea în ce anume spune că este greșită. Noi suntem într-adevăr diferiți de Biserica Ortodoxă, și în acest punct noi nu credem că Maica Domnului a rămas pururea fecioară, dar credem că ea a fost fecioară, uh, cel puțin până la nașterea Domnului nostru Isus Hristos, dar credem că după aceea a avut o căsătorie normală ca oamenilor. Haideți să ascultăm argumentul dumnealor și să probăm ceea ce dumnealor spun. Hai să mergem mai departe și să vedem o problemă de ordin mariologic. Ce înseamnă mariologic legat de Maica Domnului? Dacă vă amintiți, săptămâna trecută am vorbit aici despre Maica Domnului și pururea fecioria ei. Acum, dacă mergem în Matei 1 cu 24. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat la el pe nevastă sa. Bun. Și deșteptându-se din somn, Iosif a făcut așa precum i-a poruncit îngerul Domnului și a luat la el pe logotnica sa. Pentru că termenul în greacă e ghine. Ghine, într-adevăr, se folosește pentru femeie, dar poate fi și tânără, poate fi și logotnică, dar nu nevastă. Tu când spui când întrăduci Ghine prin nevastă, inoculezi ideea că deja erau căsătoriți, că deja trăiau împreună, și că așa apare ideea de frații lui Isus. Da. Nu mai de... Nu, 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 nu. Deci, haideți să-l Faptul că Cornelescu, într-adevăr, a tradus cu nevastă, nu inoculăm ideea că ei trăiseră deja împreună, că au consumat căsătoria. Deci, niciun evanghelic nu crede asta. Este o aberație ceea ce spune Dumnealui este o ponegrire a noastră, că noi nu credem asta. Deci nimeni n-a predicat asta, nu crede asta, nu afirmă asta, da? Credem că îi spune ea la tine pe logodnica ta, probabil și eu aș fi de acord aici că trebuia mai bine tradus cu logodnică în cazul acesta, pentru că ea era logodnica lui, iar la evrei, dar aici aș face o mențiune, la evrei, ea era considerată soția lui, deși căsătoria nu era consumată. Dar nimeni nu vrea să inoculeze și să transmită ideea că ea, fi consumat căsătoria sau ar fi uh, beneficiat de intimitatea sexuală uh, a celor uh, care sunt căsătoriți. Deci, noi nu credem asta, da? Deci, noi credem că a fost uh, curat, a fost fecioară atunci când eu s-a luat-o la ea. Mm, în fine, asta este o acuzație pur și simplu gratuită. Uh, dar ați auzit ce a spus, că niciodată termenul acela nu înseamnă Poate însemna fată, poate însemna fecioară, logonică, dar nu poate însemna nevastă, da? Și să se folosesc de limba greacă pentru a demonstra lucrul acesta. Așa că am să vă duc la limba, la limba greacă. Uh, haideți să vedem ce spune, ce, spune, uh, ce ne spune limba greacă. Uitați! Uh, Aranjăm aici puțin. Ne aflăm pe textul citat de dumnealor interliniarul din limba greacă, nu trebuie să știi multă uh, filozofie, nu trebuie să te pricep la foarte multe lucruri ca să te uiți unde apare termenul ăla, da? Te uiți unde apare termenul, nu îți dai seama dacă el înseamnă doar logodnică, fată, fecioară sau poate însemna și nevastă, soție, da? Deci, eu am uh, căzut de acord cu faptul că acolo mai bine ar fi fost tradus dar din nou, nu sunt filolog, nu sunt expert în limba greacă, este doar opinie personală, ar fi fost bine să fie tradus cu logonica. A luat la sine, a luat la el pe logonica lui. Evident, din punctul meu de vedere, când a luat-o la el pe logonica lui, ea a devenit nevastă. A fost nevasta lui, că de asta a luat-o la el însuși. Da? Bun. haideți să vedem cum este folosit termenul acesta în limba, în limba originală. Da? Uitați, aveți termenul aici. Acesta este termenul. Da? Apăsăm pe el și ne-l arată unde este folosit în Matei. Nu uitați, dumnealor au spus că nu se poate referi niciodată la nevastă. Da? Ne uităm, apare Matei 5 cu 28, unde spune cine se uită la o femeie cu pofta și păcătui cu ea în inima lui. Avem Matei 5 cu 31 și cu 32, unde spune cine divorțează de nevasta lui. Din nou, aici ar trebui să traduci, după părerea Domnului, cu cine divorțează de fecioara lui, cine divorțează de logodnica lui. Da? Stabiliți dumneavoastră dacă e normal să interpretăm. Uh, uh, uitați, dau mai mare, să interpretăm ca însemnând soție sau însemnând fecioară sau ce explicații au, a dat dumnealui. Ok, mergem mai departe. Este vindecarea cu femeia aceea care avea hemoragie în Matei, capitolul. No avem 20, 22, versetele Matei 11 cu 11. Da? Zice: dintre cei născuți din femeie se referă la cei născuți din fecioară? După traducerea Domnului, Domnului, asta ar însemna cei născuți din logodnice sau cei născuți din femei care sunt căsătorite. Da? Vedeți? Aici, Matei 13 cu 33 este textul care vorbește despre femeia cea care a luat o bucată de a luat nu stabilim de acolo nimic. Matei 14 cu 3. Nevasta vorbește de eroți și nevasta fratelui său Filip. Este logodnica fratelui său Filip? Fecioara fratelui său Filip? Fata fratelui său Filip? Sau este soția fratelui său Filip? Nevasta lui. Se referă la nevasta, nu? Matei 14 cu 21. Domnul Iisus Hristos face o minune și îi menționează pe cei care au fost acolo, bărbați, afară de femei și copii copii, ăștia și femeile care sunt puse împreună cu bărbații, erau logodnicele lor? Erau pf, fecioarele? Erau fetele tinere sau erau soțiile, nevestele, care erau și mame și aveau copii? Eu zic că așa este cel mai normal de interpretat, da? La fel avem Matei 15 cu 38, afară de femei și copii, apoi zice Matei 18 cu 25, unde este pilda aceea, unde este nevoit cineva să-și vândă soția și copiii și totul ca să-și plătească datoria, să-și vândă logonica și copiii, fecioara și copii, fata tânără și copii sau nevasta. Evident că este nevasta. Da? Matei 193, cu 5, cu 8, cu 9 unde este vorba despre divorțul de cine? De logodnică? Divorțul de fata fecioară? Divorțul de fata tânără? Sau este divorțul de soție? Da? Aveți în Matei 19 folosit abundent termenul care se referă în mod evident la, la soție, da? Matei 22, 24, 25, 27, 28, din nou, este vorba despre situația aceea pe care o aduc înaintea Domnului Isus Hristos, o femeie care s-a căsătorit cu un bărbat și a murit bărbatul și a luat pe frate și tot așa. La înviere, nevasta cui va fi? În mod evident, acolo este vorba despre nevastă. Deci vedem că abundent în manuscrisele Noului Testament, Terminul acesta, despre care ni se spune că înseamnă fată, fecioară, logodnică, dar nici de cum niciodată nevastă, înseamnă în cele mai multe locuri nevastă sau femeie, da? care în majoritatea cazurilor se referă la o femeie de casă, o femeie căsătorită. Deci dumnealor cred că au ales argumentul greșit pentru a construi doctrina pe care vor să o apere și anume pururea fecioriei a Mariei pentru că argumentul acesta din limba greacă poate fi verificat de oricine. Acum, dacă dumitale asculți o astfel de persoană și îi spui, domnule, știe el limba greacă, știe el ce spune acolo, află că acum avem o grămadă de o sumedenie de instrumente la dispoziție prin care putem verifica aceste afirmații și uite, din punctul meu de vedere, ele trebuie verificate public. Da? Cred că modul în care dumnealor au argumentat și în special domnul preot, cred, sau profesor, este eronat, este o argumentație greșită, nu știu dacă este intenționat ce face dumnealui, dacă este intenționat cu atât mai rău, dar um, cum am spus, nou nu ne este dificil să recunoaștem că ar fi putut să se traducă cu logodnică, că erau logodiței, da? Și Biblia spune că erau logodiți. Noi suntem de acord cu lucrul ăsta. Deci chiar din curgerea textului îți dai seama ce a vrut să spună Cornelescu, da? Era logodit cu o fecioară pe nume Maria și îngerul a spus Ia la tine pe nevasta ta. Da? Uh, oricum, sper că ați înțeles care este argumentul meu și de ce argumentul celălalt nu stă în picioare la revedere.